Vesalud dragii mei și dragile mele, tema măștilor naturistice, tema măștilor anti-îmbătrânire este cea mai discutată și mai cerută de voi pe canalul nostru, în comunitatea noastră. Și vreau să vă prezint o măsculiță, o mască puternică, care puteți să înlocuiți un tratament facial activ sau o procedură activă la salon. Primul ingredient de care avem nevoie este grișul. Grișul, care este bogat în fibre, în vitamine, minerale, vitaminele grupei B, care acționează benefic asupra tenului, luminează și stimulează procesele metabolice în piele. Grișul se fierbe și subțire, s-a răcit un pic și la griș vom adăuga, dați eu vasul principal, adăugăm grișul fiert în vasul nostru unde vom prepara măsculița. La griș vom adăuga, aici am câte? Două linguri de masă de griș fiert. Aici am două linguri de masă de griș fiert. Vom adăuga a doilea ingredient, argilă. Am aici argilă albă. Puteți să luați orice argilă care o aveți la îndemână. Ar fi bine să adăugați multanimite argila ayurvedică, dar la noi în Chișinău nu este. Știu că în România puteți să o găsiți, dar vă zic, adăugați argila care voi vă doriți. Iată argila. Vom adăuga argila, o linguriță de ceai. Argila este bogată. Ea se numește argila albă, dar nu știu de ce are așa o culoare mai întunecată. Ei, în fine, ăsta e argila din Altai. Poate că este plăcută, este foarte mineralizată, conține energia pământului, de aceea argila în măsculițe ne ajută să ne energizăm, să ne mineralizăm, să avem un efect de lifting puternic. O linguriță de ceai am adăugat și amestecăm bine, bine, bine. Amestecăm grișul să obținem o pastă omogenă. La acest amestec adăugăm o linguriță de ceai de infuzie de tei. Infuzia de tei care calmează, liniștește, regenerează tenul și va fi benefic pentru măsculița noastră, mai ales pentru tenul acneic și cel sensibil, cu cuperozic. Adăugăm o linguriță de ceai din infuzie de tei. Și amestecăm. Și un alt component, al patrulea component, este ghi. Ghi este la fel un remediu ayurvedic, obținem de la topirea untului. Dacă nu aveți ghi, el desigur că este solid, dar noi îl topim și adăugăm o linguriță de ghi. Cum se obține ghi? Găsiți pe internet. Ghi are o multitudine de efecte asupra tenului. Înmoaie, hrănește și revitalizează tenul. Deci această măsculiță, această mască este binevenită pentru toate tipurile de ten, cu efect de lifting, cu efect puternic de regenerare. Aplicați masca timp de 20 de minute. După 20 de minute, înlăturați masca cu un șervețel, apoi cu un prosop umed înmuiat în infuzie de flori de tei sau infuzie de mușețel, infuzie de plante medicinale care le aveți la îndemână. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept sugestiile voastre, vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!